Bună ziua, domnilor și domnilor, numele meu este Paul Ardelean. În discursul ce urmează am să vă prezint două motive pentru care comasarea legilor înseamnă și duce la dispariția statului de drept și apoi cum afectează acest lucru cetățeanul de rând. În primul și în primul rând, mandatele primarilor trebuie să aibă loc la 4 ani de la ultima dată la care au avut loc al legilor primarilor. Conform legii 215 pe 2001. Totodată, în această lege spune că mandatele primarilor pot fi prelungite numai în caz de război sau de dezastru. Asta ar însemna, dacă comasăm alegerile, înseamnă că încălcăm legea doar pentru a putea conveni prin interesele cuiva. Înseamnă să schimbăm regulile jocului doar pentru că cineva anume vrea acest lucru. Cum ar fi fost ca noi, echipa Studenți Fără Frontiere, să fi venit astăzi aici în fața dumneavoastră, să vă spunem, nu să discutăm, să vă spunem că echipa noastră a stabilit ca cealaltă echipă să nu mai aibă drept la replică. Pentru că în acest fel noi considerăm că am economisit timp. Și este o idee foarte bună din punctul nostru de vedere. Exact la fel este și în cazul comasării alegerilor. Mai mult decât atât, dacă comasăm alegerile, noul criteriu pentru stabilirea alegerilor va fi dat alegerilor parlamentare, care pot fi amânate, conform legii, cu 3 luni. În esență, ar însemna că putem avea alegeri locale chiar și la 15 martie 2013, ceea ce înseamnă o amânare cu 9 luni a alegerilor locale. Acest lucru contravine în mod foarte, foarte grav legii în vigoare. Cel de-al doilea motiv pentru care comasarea alegerilor înseamnă cu adevărat un pas spre sfârșitul statului de drept este încălcarea unuia dintre principiile Constituției și anume principiul separării puterilor stat. Mai presus de toate legile stă Constituția, iar în Constituție se prevede foarte clar cum puterea executivă, legislativă și judecătorească trebuie separate. A comasa alegerile înseamnă să aducem împreună două dintre puteri. Să aducem împreună alegerea puterii executive, o formă a puterii executive și alegerea puterii legislative. Dacă facem acest lucru, am putea ca pe viitor să amestecăm și funcțiile celor două puteri și apoi și atribuțiile lor și în cele din urmă să le facem doi într-unul. Deci, în esență, faci un pas foarte important pentru încălcarea unuia dintre principiile Constituției. Cum afectează aceste două lucruri cetățeanul de rând? În primul rând, Marian poate dorește să-și înlocuiască primarul. Poate s-a săturat de acel primar care nu și-a făcut treaba timp de 4 ani. Însă, datorită comasării alegerilor, trebuie să mai suporte 3 luni, 6 luni, 9 luni, până când se poată să-l înlocuiască. Și, în al doilea rând, el va pierde, în esență, încrederea în stat. Pentru că această aducere împreună, această unire a puterilor în stat ne aduce mai aproape de unul din sistemele de care noi am scăpat cu greu, și anume de comunism. Și vocea poporului a îndepărtat acest sistem. În concluzie, vreau să vă spun că din cauza comasării alegerilor putem avea nerespectarea legilor, putem avea pe termen lung încălcarea unuia din cele mai importante principii ale Constituției, principiul separărilor puterilor în stat, și acest lucru încalcă în mod grav statul de drept. Vă mulțumesc!